Accident bizar noaptea trecută în capitală. O mașină care se deplasa cu viteză a ajuns în curtea unui bloc din sectorul Botanica. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Din imagini se vede cum automobilul gonea haotic pe stradă și apoi a sărit peste zidul construcției, dând jos și o parte din gardul de metal. O altă cameră de supraveghere a surprins acțiunile celor care se aflau în mașină imediat după ce au aterizat pe platformă. Persoana care a făcut publică această înregistrare este de părere că șoferul s-ar fi aflat în stare de ebrietate, pentru că bărbatul nu se putea ține bine pe picioare. Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Poliție Chișinău, Natalia Stat, a precizat pentru TV8 că poliția a fost anunțată în jurul orei 4 dimineața. Oamenii legii au stabilit că mașina de marca Rover, condusă de șofer de 21 de ani, a pierdut controlul direcției și s-a lovit într-un obstacol. Nimeni nu a fost rănit. Conducătorul auto a fost transportat la centrul de expertiză, unde i-au fost prelevate probe biologice. Rezultatele încă nu sunt gata.